Haideți să vă mai spun două lucruri la care eu țin foarte mult și încerc să le popularizez în primul rând pentru a le înțelege eu foarte bine. Discipline de studiu precum nutrigenetica și nutrigenomica. Adică nu s-a gândit cineva vreodată că merită să fie studiată modalitatea în care principii nutritivi dintr-un aliment. Adică acestea sunt proteinele, lipidele, zaharurile, vitaminele și substanțele minerale, plus apa. Cum reacționează aceste elemente cu genele codului nostru genetic. Acest lucru este foarte important, tocmai pentru că v-am povestit, de faptul că este stabilit faptul că bolile cronice, peste 60%, se datorează faptului că neglijăm modul cum consumăm și ce alimente consumăm. Deci, ăsta, v-am spus, este un element legat de faptul că cetățeanul consideră că Trebuie să știe ce consumă, de unde vine acel produs, trasabilitatea acelui produs, cum se numește, și face presiune asupra pieței alimentare. Piața alimentară fiind nevoită să reacționeze pozitiv la această categorie de oameni. Doar că această categorie nu este majoritară. Într-un an de zile, populația globului consumă 375 de miliarde de tone de hrană. Deci când vă spun această cifră, vă dați seama că la ora actuală, în continuare, la ora actuală și în continuare, contează mai mult cantitatea decât calitatea. Bun. Contează și calitatea, dar sunt uh, avute în vedere în mod diferit și din determinări complexe nu intrăm în acestea. Da, da. Și cu efecte. Da. Da. Uh, V-am spus această cantitate enormă de hrană și mai spun că față de anii, spre exemplu, de 2000, de început 2005-2006 până în 2030, cantitatea de lapte trebuie să crească măcar cu 60% și aceea de carne măcar cu 80%. Global. Global. BASF. We create chemistry.